PTJ-ul se va prelungi până pe 20 aprilie. Prin urmare, în 6 județe din România, antreprenorii care doresc să facă investiții în producție sau domeniul serviciilor, atât în zona urbană cât și în zona rurală, pot accesa între 200 de mii și 8 milioane de euro nerambursabili, care pot reprezenta până la 75% din total investiție. Diferența de 25% o putem accesa tot noi pentru clienții noștri de la o bancă parteneră EMAS. EMAS Business Consulting se ocupă de plan de afaceri, previziuni financiare, analiză cost-beneficiu, studii de fezabilitate, analiza DNSH, adică cum contribuie proiectul la decarbonizarea Uniunii Europene și, în ultimul rând, la elaborarea cererii de finanțare cap coadă cu șanse de succes până la 99%. Prin urmare, trebuie să ne dați lista de investiții cu sau fără construcții și montaj, locația și firma care va aplica. Firma, atenție, nu poate fi una nouă înființată, ci trebuie să aibă minim un an vechime și activitate în domeniul respectiv. Nu uitați, stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.